Dragostea-i destin străvechi, cu cireșe la urechi, Dan Verona, știți melodia, ai de mine. Cu bodyguards am venit până aici. Să vă fac o aroganță. Astea nu-s cireșe, asta e bitcoin. Asta e lingou de aur, ai de capul meu. Asta e garsonieră în Cluj-Napoca, echivalentul. Iar ultima cireașă, pe cea de-a patra, o scot la concurs aici pe YouTube. Trebuie să avem mare grijă, le duc înapoi. Le-am împrumutat, i-am dat 100 de lei la domnul Coaprozaru ca să facă o aroganță. Că și Becali a tot făcut la aroganțe și până la urmă a căzut iară pe locul 2. CFR-ul iară câștigat pentru a 5-a oară consecutiv. Soacră mea în apogeu, în extaz. De 7 zile mănânc numai guiaș și în casă se aude Donco Radio. O mănoși pentru FM Veșerdiu. De eu trece ei aroganța asta. Hai să trăim. Sfârșit de săptămână. Nicu Bendi aici, m-am întors din diasporă. Real succes. Am umplut la polivalente, la... M-am simțit ca Fuego la un moment dat, dar fără măicuță. De ce? O să vă spun imediat. Să bem, cum zicea domnul Iserescu, să ne calmăm, să bem un ceai de trei. Fie la dracu cu ideea lui. Cafea, o cafea micuță, drăguță de la prietenul meu, Căciulă din Anglia. Doamne ajută și sănătate! Ci că Andreea Marin are 5 ani de relație, 5 ani de când e cu Brâncoveanu. Aiurea, au zis Loredana Groza. Eu m-am văzut cu Burebista. Emil Boc, ai de capul meu. Domnul Emil Boc are atâta timp liber încât s-a luat în gură cu Anda Adam. I-a zis cuiva într-o emisiune, zice, i-a spus Andei Adam să nu mai parcheze pe unde o taie capul, să nu-și mai lase mașina în locuri nepermise. Să dă Boc la Anda Adam, Anda Adam, Dam, săraca. Nu cunoaște Clujul, că e mare, e cât un... jumătate de cartier din București și acum au și țipa afară din casă și domnul Boc să ia în gură cu ea. Să cânte împreună melodia aia, hitul ei, să se împace cumva. De fi cu mine și ți-aș face Emil, de ai fi selecta. Ha! Da, e selecta, da, Adam, ce să zicem. Și-au rezolvat toate problemele în Cluj-Napoca, traficul, metrou, locuri în creșe, spații verzi, spații culturale. Acum să ne luăm de Anda Adam. Nu-i frumos, domn primar, că Anda Adam... E om, Adam, și-a făcut club în Cluj, știi? Nu CFR, nici U. Da, acolo se dansează pe bune, nu ca la Eurovision. Iar am fost ciuca bătăilor. Bă, de ce nu-l desfințează, pe cuvântul meu? De ce nu desfințează Eurovisionul ăsta? Sau se trimite un solist care știe să cânte, de exemplu, pe Adrian Minune. Ce miracol, ce minune, ăla și cântă și face și bani. Ăștia-s numai pe guboși ăia noștri, numai pe guboși. Unde cântă? Weekend an de minune? În Oradea. Duminică de la 10 seara. Interesați-vă să dau bilete la clanul, știți cum? Ca cireșele în aprilie. Nu, că de Bianca Drăgușanu n-am ce să zic. Poate doar atât că s-a despărțit în sfârșit de Bădălău. S-au despărțit, o zis Bădălău, zice, nepotrivire de caracter. Păi la Bianca, dacă nu-i potrivești bine caracterul... Sau dacă ți-e prea mic caracterul, sau dacă ți se blegește caracterul, n-ai ce să faci. Asta e. Da, a fost bine în diasporă. Vlade, ți-a plăcut? Da. Nu mai mergem, dar vă mulțumim celor... A fost un regal, să zic așa. Am cunoscut oameni cum se cade, pe domnul Onuț, pe domnul Nico, doamna Carmen, oameni cum se cade, care au în continuare dorul de România, de aia nu se mai întorc din Spania. Oameni... Cei care n-au venit la spectacole sunt în continuare oameni primitivi, dar noi am dat pe ăsta oameni primitori. În Spania, în loc de V, se citește B. De exemplu, zici vamos, zici vamos, bale, băgamiaș. Asta ziceam după spectacole și de acum înainte, când vine vorba de Spania, o să zic lui Vlad, Vlad, Vlade, te quieres la cerisas? Bă, nu mi-am scos nici acum spaniola. Băi, eu numai în spaniol am vorbit, în Portugalia. Doamnelor și domnilor, o cafea se poate dona pe buymeacoffee.com/nicubendea. Doamne ajută, weekend plăcut, stați pe canal! Ole!